entrevista tá justo. E prionas. São horas, meu pai, eu vou te mandar da cobrança, está injusto. Eu estou precado com vez em cada menino. São assim que eu se lasă, está injusto, înțelegi? Bă, bătrânii ăștia n-au vrat de putere. Când așteaptă autobuzul, au statura asta așa. Și când vine autobuzul, își revin, când își revenea Rocky, din pum. Înțelegi? În finală, Rocky, pe Rocky îl băteau ăia, 8 reprize, a noua repriză îi nenorocea pe toți. El dădea cel mai încet, dar dădea bine, plasa frumos. Așa și bătrânii, hop, așteaptă așa. Știi, nu vine autobuzul, că întârzi mult rău de tot, așteaptă și se uită la prăștere. Cum văd autobuzul, că vine cu coada ochiului, știi bine, e ochelare, o 7 dioptrii, dar văd tot, de fapt. Văd așa autobuzul, poc, cea mai mare statură. Pac, primi la ușă. Ce să mai zici, bătrânii ăștia, nu mai zic nimic. Dar e o singură problemă în lume, bătrânii. Poate să ningă, poate să plouă, poate să-i întreb de orice, întreabă la știri. Ce părere aveți despre, nu știu, orice subiect, despre criza din Ucraina? Trebuie să ne mărească pensiile, nu mă asta e singura mea părere, nu? Deci e o singură problemă în lumea asta, pensia. Poate să moară, poate să... Dom'le, dar știți, muriți mâine, nu contează. Dar dacă mărește pensia, eu sunt cel mai fericit, nu? Și chiar dacă mor astăzi, dacă știu că e o pensie mai mare. Am muncit 43 de ani prima dată când am început, nu? Nevastă asta intervine nervoasă tare rău de tot, că aia nu e mulțumită, știi? Ea n-a muncit, de fapt, vreo 3-4 ani. Da, mai bine, lasă că la ăștia care au venit, le-am făcut pensia mare, le-am făcut și eu n-am nimic, n-am nici pensie, n-am nimic. Păi da, dar noi vă întrebam despre Ucraina, despre situația tensionată de acolo, dacă cunoașteți ceva. Ce să cunosc, doamnă, când era înainte comuniști și ucraineni, aveam pensii mari, acum pensie e mică, nu? Deci orice îi întreabă, schimbă omul subiectul reporterul, ca să nu pare el de căcat în fața lor, schimbă subiectul, îi întreabă de altceva, să intre ceva de actualitate. Ce părere aveți despre fata aia care a fugit la mănăstire? A fugit la mănăstire că avea bunicii pensia mică, la aia n-a putut să țină acasă. Dacă nu le mărește pensiile, da. Asta nu a fugit la mănăstire, că nu le mărește pensiile. Asta se întâmplă. Bine, apropo de asta, din Ucraina mie cel mai mult îmi place, nu știu dacă știți cine are meritul că se oprește situația din Ucraina, frate, în România. Când e România protest, păi te dai la o parte. Să împușcă ucrainenii, să omoară de ai noștri, frate, iau sticla goală, petul, bat cu el pe pământ și apoi știi ce strigă, nu? Jos Băsescu. Toată ziua. Nu contează ce se întâmplă. Chiar dacă a murit cineva într-un spital, la o arsă aia, la maternitate, jos Băsescu. E vina lui Băsescu. De ce? Păi o arsă aia la maternitate, altă asistentă, foc. Nu, Băsescu. Bineînțeles, Mircea Bari acolo, primul să-l înjure și apoi vine Radu Banciu să zic. Nu, e pozău de tot, n-ai cum să întâmple așa ceva. E senzațional, Băsescu e cel mai bun. În afară de, că nu pot să-l suport pe Mickey Mouse, auzi? Un personaj de Disney, l-am văzut în Franța. El are obsesie cu Franța, Radu Banciu. Orice se întâmplă e din Franța. Deci orice. Nu contează dacă nu există în Franța, dacă nu e bine în Franța, ci dacă vorbești despre climă tropicală. Nu, în Franța e cea mai tropicală climă din lume. Cu toată Africa.